Bună ziua, prieteni! Vă pupă fata! Astăzi continuăm să lucrăm la Donald. Nu mai avem mult, avem doar porțiunea asta. Probabil că diseară o să vi-l pun eu ca short. Lucrăm astăzi, o să-l întorc așa, pentru că n-am cum să lucrez altfel. Hai să vedem cum îl așez. Eu sunt cu tricou cu mânecă lungă pe mine, că nu e chiar cald. Ei, cum e? Ia stai să așez telefonul într-un fel încât să pot să văd și eu, să vedeți și voi. Cred că așa. Da? Sper că așa și o să lucrăm așa. Deci eu văd aici, îmi văd mâinile aici jos. Stai să dau mai așa, că poate așa se vede și mai bine. Ok. Hai să ne apucăm de treabă. Hai să vedem cum aranjăm cu asta. Cu asta nu putem să aranjăm în niciun fel, pentru că nu avem linie. Încercăm așa, cumva. Vedem, partea asta e făcut. Bun, păi hai să vedem. Să lucrăm cu, de exemplu, să terminăm porțiunea asta de aici. Da? Deci A7 și 6. Hai să băgăm aurile, că nu sunt decât două. Mai se vede la voi acolo. Sunt obsedată de chestia asta. Băgăm aurile. Așa. După aia băgăm 7. Hei, tu nu stai bine aici. Deget. Soțul meu nu e acasă, Indigo e pe balcon sau de televizor, sper să nu o deranjez. Ia uite, ăsta e cu defect. Am pus un short, o mandală roz, poate vă uitați și la ea. Ok, 7. Trecem la 6. Să vedem dacă nu mă apuc de o mandală după ce termin de filmat cu voi. Poate continui să lucrez și diseară să-l pun pe Donald ca short. A fost o experiență, una plăcută, de altfel.
Și cu prima ocazie când o să mai găsesc așa ceva și la mărimea asta, să mai cumpăr. Deocamdată v-am spus că n-am mai găsit. Adică am găsit niște cevauri, dar nu erau de calitate ca imagine. Iar restul sunt mici și nu lucrez de alea de 15 pe 15, ele fiind, mă rog, le cumperi la 20 pe 20. Da, știm cu toții că de fapt sunt 15 pe 15. Ce să faci cu ele? În afara faptului că nici nu simți că ai lucrat la el, că unul de la îl faci în câteva ore. E și, nu știu. Pe ăsta, de exemplu, am de gând să mi-l pun, mi-l prind pe ușa unui dulap. Asta chiar îl pun pe perete cum ar veni, chiar dacă e pe dulap. Adică nu-l bag la mapă, ca pe altele. Dacă îl pun pe ăla așa, aproape aici, acum mai vine cinciul. Ce ciudat e. Dar mă rog, e o găselniță chestia asta. Și vă spun, eu am văzut, am mai urmărit, eu urmăresc câțiva YouTuber care lucrează. Adică nu-mi plac numai cei care fac unboxing. Vreau să-i văd și la lucru. Și nu cu viteză. Să-i văd lucrând, normal, cum lucrez și eu. Foarte puțin. Și unul dintre ei, și când spun unul dintre ei, mă refer chiar la un bărbat. Este pasionat de ei. Uite aici un 7, cred că e. Gata cu șasele. Stai că, uite, mai am clasă, nu știu, deocamdată termin. Deci șase, stai să fac și șaptele ăsta care e aici. Șapte, șase, hai să pornim aici, porțiunea asta. Și o să lucrăm 3, 2, 1. Să punem treiurile. Sper să vede, cred că. Măi, aici se vadă. Hai să punem treiurile. Stai să mă uit așa prin ele, măcar să văd dacă se văd calme, pentru că au pe dos argintiul ăla care nu este calme și nu se vede calumea, adică se vede prin el. Măcar să aibă mai puțin. Argintiu să fie, uite, așa trebuie să fie cu tot. Iar unele sunt, vedeți, că se vede pe aici. Sunt sau ăsta. Cum e? Vedeți, se vede prin el. Ăsta e ciobit deja. Ia, că mi-a zburat.
Ok, treiuri. Mai e vreunul? Să întreb pe cine să întreb, că voi nu răspundeți niciodată. Doi. Ia să vedem, mă lucrăm cu penseta sau trecem la creion. Deget. Se vede în partea asta? Se vede? Sper că se vede. E obsedată cu marginile. Și asta este, ăsta este înăuntru. Doi ăsta și ăsta o să iasă în afară unul. Nu-mi place, ăsta e plin de, adică e, îi lipsește de pe spate argintiu. Unde-i săit? Unde-i dus? Nu știu unde s-a dus. Dar nu stau să-l caut acum. Doi. Ia să vedem cu piscu. Merge mai repede. E desigur că merge mai repede. Una e să lucrez rotund cu penseta și una e să lucrez pătrat. Ai, uite unde a zburat ăla, e lângă mine. Cred că e prea tare televizorul, ia să dau mai încet. Hello. Ce de doi? Asta. Sper că se vede și în partea asta. Mie mi arată că se vede. Deci aici eu văd că se vede. Sper că și voi. Vedeți? Ai, uite, a zburat unul. Eu zic că vine cu ploi. Ce
Am impresia că în zona asta, când lucrez, se blurează imaginea. Îmi cer scuze. Poate că trebuie să mișc totul cam basul. Să vedem când o să umplem cu unul. Probabil că o să-l trag. Asta nu are un defect. Doi. Mai e doi. Doi, doi, doi. Dacă o fi, l-o-i vedea. Trecem la unul. Eu o să trag un pic de ăsta totuși, pentru că nu știu ce vedeți și ce nu vedeți. Ia te uite că ăsta e și el pe margine normal. Adică nu e ieșit în afară cum sunt astea, vedeți? Astea nu sunt așa pentru că le-am pus eu greșit, ci astea sunt așa pentru că așa au pus ei. Uite, astea sunt normale. Pe margine normală. Să mai putem să ne facem o delimitare, dacă tot avem marginea asta normală, facem o delimitare, uite, o să facem așa aici, uite ce diferență, distanță între asta și asta, aici rămâne gaură, nu e nimic de lucru acolo. Ia. Mi-a căzut Da, eu îl pun pe unul ăsta, dar trebuie să vină și 5. Băi, cum o să-mi încapă 5-ul acolo? O să forțeze și o să se ridice piatra. Ia uite și asta la fel. Nu mai ține bluta cu ăsta, nu mai știu cu ce să mai lucrez. E enervant să tot mut, să tot schimb pixurile. Și putea lucra în pensetă, dar ați văzut că n-ai aceeași ducă la pietre rotunde. Mai ales când faci filmare, nu vrei ca abonatul tău să stea să se plictisească prea mult.
Unele fete ați văzut că o bagă pe viteză. Din motivul ăsta. Dar încă o dată vă spun. Nu mi-ar fi nici mie greu să fac. Să măresc viteza puțin, măcar. Și ar merge mai repede. Dar dacă vreți să vedeți ceva normal, da? Normal, vă spun. Pentru că acele fete care bagă viteză, n-am nimic contra lor, e treaba lor, fiecare își face treaba cum consideră el. Dar eu, de exemplu, prefer să o fac clasic. Atunci când lucrezi la astea, duci și pixul în tăviță la piatră, îl și lipești și așa mai departe. Da? Deci nu pur și simplu lipești piatra, că nu poți să o lipești dacă nu o iei din tăviță. Iar de cele mai multe ori, filmările astea taie momentul ăsta. Ăsta. Când iei din tăviță. Ca să aibă doar momentul când lipești. Ăsta. Păi, înainte de a face asta, trebuie mai întâi să bagi creionul în tăviță. De ce să-l tai? Asta este nou stil. Pe vremea cum am apucat eu de diamond painting, nu există așa ceva. După aceea a venit, nu știu ce, chinezoaică sau japoneză sau ciofia, care a venit cu shorturi mai întâi. Unde, mă rog, acolo poate că aș putea să înțeleg, pentru că este scurt și nu ai timp să arăți chiar tot. Dar a început să alerge numai după zgomot, zgomotul ăsta. Înțelegeți zgomotul pentru ASMR. Și atunci a desfințat de tot, inclusiv atunci când nu face short. A desfințat de tot porțiunea asta cu băgatul creionului în tăviță, luatul pietrei și așa mai departe. După care s-au luat mai multe fete după ea și acum, majoritatea nu mai lucrează normal. Și în plus eu nu editez. Nu editez pentru că mi se pare că editarea e o înșelare a ochiului celui care s-a abonat. Nu, domne, dacă am greșit, am spus ceva aiurea sau mi-a căzut o piatră sau ce știu eu, așa. Tu, ca cel care te uiți la mine, trebuie să știi lucrul ăsta. Nu este nicio rușine, nu? Că nu suntem perfecți niciunii. De-aia mi-a și plăcut Linda.
că neștiind să editeze, totul a fost natural. De acolo am și plecat, de fapt. De-aia m-am apucat și am reactivat acest canal. A fost Linda, a fost prima pe care am văzut-o după Andes, pentru că eu mă uitam și înainte. Căutam. Dar nu găseam decât, în cel mai fericit caz, fete care să lucreze, mă rog, cum am spus. Numai că la viteză relativ normală. Dar editat în sensul că tăiat momentul când ia din tăviță. Sau lucrau cu numai și este o performanță, de altfel bravo lor că pot, lucrau numai cu multiplacer. Este o gagică, bravo ei, o admir că poate, dar nu mi se pare normal, dar bine că poate, de altfel, repet, fiecare lucrează cum crede, cum consideră. Nu este o critică asta. Dar particularitatea ei, și prin asta atrage, este faptul că în afară de zgomotul pe care îl face, când îl face, pentru că nu poate să-l facă mereu, lucrează cu un multiplacer, chiar dacă pune o singură piatră, o pune cu multiplacer. Și am observat și la Linda că s-a învățat într-un fel. S-a învățat și ea să facă chestia asta. Trebuie să înțelegeți că eu nu vreau să impun nimănui să facă ceva departe de mine. Deci nici prin gând nu-mi trece așa ceva. Am gândit acum pentru că mă gândeam ce gândiți voi. Că, da, ce te interesează pe tine cum lucrează unul și altul? Nu mă interesează. Eu v-am spus despre felul meu de a lucra și despre părerea mea despre subiectul ăsta. Având în vedere că sunt oarecum conservatoare, având în vedere că eu am început de mult, sunt, uite, că îndată să fac 6 ani de când eu lucrez, sunt 5 ani jumate de când eu lucrez la Diamond Painting și am văzut schimbările de-a lungul anilor. Nu mai e la fel. Nu mai este stilul de care eu m-am îndrăgostit. Adică pentru mine Diamond Painting-ul este relaxare. În momentul în care deja te chinuiești, păi e muncă sisifică să te apuci să editezi un film de genul ăla, să tai toate porțiunile când bagi pixul în tăviță ca să iei piatră. Vă dați seama la, nu știu, câteva sute de pietre pe care le pune într-un film. Fiecare moment în care tai secunda sau știu eu, 2 secundele alea care trec, cât se duce până la tăviță, până ia piatră, până nu știu ce, trec cam 2 secunde.
Pe fiecare chestie de aia să stai să o tai, e sisific. Dar în afară de chestia asta nu este ceea ce am găsit eu la Diamond Painting când m-am îndrăgostit de el. Ai, uite, e și cât a gaură. Aici e spațiu, eu te bag fixul în ea, în gaură. Chinezii ăștia tot timpul au fost băieți deștepți. Tot timpul au inventat lucruri. Poate că ar trebui să întorc invers. Nu știu dacă... Ia se vede blurat. Nu știu, mai eu nu văd aici blurat. Sper că nu se vede nici la voi blurat. Eu acum vorbesc pentru puținii mei abonați din România, care nici nu știu dacă stau până la final să-mi vadă filmele. Vă rog mult, cei care v-ați abonat, vă mulțumesc celor care ați venit acum de curând, iar celor care sunteți mai de mult și știți deja, insist să vă rog să lăsați să meargă până la capăt filmul, pentru că îmi trebuie ore de vizionare. Iar celor noi să le explic faptul că atunci când vorbim de ore de vizionare, vorbim de faptul că cineva se uită la un film cum este, de exemplu, la care eu lucrez, să zicem, 30 de minute. Iar cel care urmărește nu derulează, nu alege, adică să uită 30 de secunde la o porțiune după care trece, sare la altă imagine. Nu mai bun tacu. S-a dus, nu mai știu cu ce să mai încarc pixurile. Ce aglomerație asta aici? Că nu pot să mă urc încolo, că mă lipesc.
Și așa nu cred că o să avem timp. Cât a trecut? A trecut... Cât mă? 35 de minute? Uai, de mine, ești de mine. Când a trecut, frate? Când au trecut 35 de minute? Nu știu, pentru mine parcă ar fi trecut 15. Păi asta înseamnă că nu apuc nici unul ăsta să-l termin. Că voi nu vă uitați nici la alea de 25 de minute, pe o să vă uitați la astea de 40 sau peste. Încercați totuși să vă uitați. Dacă nu, repet. Sunteți o parte dintre voi care sunteți la laptop sau la calculator și vreți să faceți altceva. Puteți să puneți filmul jos la bară cu sonorul închis dacă nu... Chiar nu vă interesează ce muncesc eu aici. Și lăsați să meargă singurele acolo până când se termină. Și așa îmi faceți și mie orele de... Dacă chiar nu vă interesează ceea ce spun eu, ceea ce lucrez, ce... Nu știu. Dacă tot ați apucat să vă abonați și să vreți să mă ajutați să pot continua cu canalul ăsta, atunci vă rog să faceți asta. Of! Să mai pun tac, că... V-am spus, da, că eu sunt cu tricou cu mânecă lungă, că e cam răcoare. Vedeți până acolo. Sper că vedeți. Hai că terminăm cu asta și vă las. Da, să nu lăsăm totuși neterminată porțiunea pe care am început-o împreună, nu? Hai, uite, nu încape. Nici nu pot să mă grăbesc, pentru că nu am linie. Și când pun piatra... Trebuie să aleg locul, așa, instantaneu, să aleg locul unde voi pune piatra. E mult mai ușor să lucrez la unul care e în linie. E.
că mai e un picuț. Încă o dată, cei care lucrează la laptop sau la calculator, puteți să lăsați, dacă nu vreți să ascultați ceea ce spun eu măcar, bineînțeles vorbitorii de limba română, care nu sunteți așa de mulți între abonații mei, dar puteți, chiar dacă, să zicem că sunteți youtuber și ați filmat ceva și sunteți genul care vă editați filmul, ceea ce ați filmat, puteți să lăsați la bară și filmul meu să meargă. Nu știu, dau idei, încerc să dau idei pentru că am mare nevoie de ore. Am făcut cele 500 de ore pe care le aveam țintă, dar îmi trebuie 4000, adică cei care sunteți youtuber știți treaba asta. Și știți că e nevoie de ore. E adevărat că e și un subiect, ca să zic așa, de total neinteres pentru Roman Diamond Painting. Ok, gata. Haideți că știu că v-am zăpăcit. A fost și mai monoton că a fost fără culori. Vă mulțumesc totuși că ați stat lângă mine. Vă pup, fata, ne vedem mâine. Nu uitați că diseară pun ori până s-a terminat, ori dacă nu, o nouă mandală. Da? V-am pupat. Pa, pa!